mă simt și rău, îmi venea să zac așa, zic, unde să mă duc, pe tren, pe nu știu ce. Da. Zic, e, las-o. Dar în seara asta am observat că eu văd pe ea unde sunteți dumneavoastră pe parte. Erau vreo 3 scaune libere, n-au fost de la început sau mai plecat la pauză? Nu, la început n-au venit toți. Deci la început, dar erau, am văzut că a scris, asta e stația care face așa, nu? Stația e care face așa? Da. Zic, a scris Georgiana, aceea care ne-a băgat. A scris că să venim, că de ce ocupăm locul, ați văzut? Da, am făcut astăzi, chiar dacă am venit. De-aia am stat astăzi. Adevărul e că... De să vii tocmai de la Teișani. Am plecat eu la 2 de la Teișani, dar a avut întârziere trenul, că l-am luat din sud astăzi. Că nu știu ce să face pe la Mizil, pe acolo. Așa, și a avut 20 de minute întârziere. Că de obicei eu iau trenul din vest, că sunt mai multe, mai dese. Și alea sunt și de-astea care în 45 de minute sunt în București. Păi când astea pe sud opresc și în toate state, aproape, nu chiar în toate, dar opresc aproape în toate stațiile. Fac o oră și... Uite, când am venit erau larg deschise porțile acum. Da. Ați mai făcut cursuri la ei? Nu, dar eu am fost consilier local la Boldesteni, de unde sunt. Și mai electiv. De ce? Mă întrebam că vreau să știu. Nu, n-am mai făcut. Să mai face unul, dar cu bani, 300 de lei. Da, dar știu. Ăla pe ce este? Stai că nu este, da. E pe academie sau ceva de genul. Trebuie să mă interesez, că mi-a zis doamna asta, Georgiana, interesați-vă la unul Fabian, Fabius, zice la ăla cu bani. Nu, e prima dată când să fac cursurile astea și unii le-au făcut din Ploiești online, v-am zis. Da, eu prefer așa, mai mie nu-mi place online, așa prefer. Fizic, știați că să fac și online, nu? Da. Dar tot așa, ați prefera fizic, nu? Cel care era cu IE în capul mesii, l-ați văzut? În seara asta, domnul care era cu IE în capul mesii, cum ar veni? E vas așa în U, știți de unde e venit? Din Mureș. Dar zice că stă la niște prieteni aici în București. Parcă v-am zis, da. Curturile astea, cu curturile astea. Care este ce scrie? Cum erau? Nu știu, care este Running Club. Ce? Running Club. A, deci acum suntem în fața. Eu tot casa poporului zic că așa e. Da. Așa s-a numit prima dată. Acum Parlamentul României. Și uite, e proiectat acolo ceva sus. Da, când am venit aici cu mama și cu tata prima dată, după ce a fost gata, ne-a dus tata special să vedem și noi Casa Poporului de aproape și bulevardul ăsta care e așa perpendicular aici în față, se numește cu fântânile. Ăla cu fântânile, știți? Se numea atunci Victoria Socialismului, că a reușit Ceaușescu să facă și atunci a făcut și bulevardul. Sunt făcute de atunci astea, blocurile astea, așa frumoase și mari. Deci odată cu Casa Poporului a făcut și bulevardul ăsta. Și nu i-a trebuit cum le trebuie la ăștia. În 2-3 ani a făcut totul. Nu cum le trebuie la ăștia să facă o stație de metrou 5 ani. Și un pod la Brăila în câți ani l-a făcut. El le făcea, ați auzit, da. Sunteți mai mic, aveți sub 50 de ani. 40? Deci era cincinal, așa cum a zis domn profesor. Adică făcea o planificare pe 5 ani. Că la un moment dat zicea o glumă, cincinal în 4 ani. Și eu acum când mai mă întreabă din ăștia vechi, când va fi gata? Zic, în cincinalul ăsta va fi gata, știi? 5 ani făcea, da? Ați văzut că am zis?
ceva. Da, asta e bulevardul. Acum cred că îi zice bulevardul Unirii sau nu. Da, bulevardul Unirii zice, nu? Dar sunt unele fântâni, dar zice că numai în weekend care și cântă pe aici, alea mai mari. Acum afară ne-a făcut Gabi firea. L-a refăcut împreună cu apa nouă. Exact. Nu, dar le-a făcut astea, că ele sunt făcute după timpul Ceaușescu, într-adevăr. Și lăsate, erau lăsate în paragină. Dar zice că le-a făcut așa, cu asta, cu muzica asta, cum sunt. Sunt frumoase și colorate așa, sunt frumoase. Și ține. Fântânile primăverii, uite. Acum văd cum le zice. Fântânile primăverii. Acolo erau fântânile iernia cu primăverii. Da, acolo așa scria. A, deci sunt toate anul timpurile, să înțeleg. Trecem. Acolo în față la Parlament se mai face iarna, știți? Târgul de Crăciun, știți? Uh-huh. Deci mai avem două zile. Dacă cred că vineri o să fie o ruptă de oboseală. Că eu dacă mă duc și la școală și vin tocmai de la Teișat. Deci cum arâncă? Arâncă frumos apa. Și la ora asta mai e blocaj în trafic în București? Da. Credeam că numai la 5-6 când iese lumea de la muncă. Aia seara la 10:30 am ajuns. Păi da, dacă ziceți că v-a ținut până la 8. Ne-a ținut până la 8. A zis că aproape. Stat, m-a apucat foame, m-am oprit. A, și de aia. Ați oprit să luați ceva de mâncare? M-am dus până în Crângaș, la Carrefour, că e mai aproape. Înțeles. Era păi aproape da, de închidere. Da. La ora 11, Crângaș. La cât? La 11. Da, păi dacă v-a ținut o oră, ziceți la ușă. Nu? Păi aproape de 5 v-a băgat. Da. Deci o oră a stat la ușă, degeaba. A, filarii Zelenski. La românii noștri nu le dă drepturi sau libertăți să învețe și româna și nu știu ce. Dar vine după ajutor la noi. Nu mai are la cine să duc. Dar sunt ucrainieni care au fost mult mai bine primiți decât la ucrainieni le-a dat 300 de lei sau cât o fi dat pe lună. Dar copiilor noștri au 250 alocația. Copiilor noștri nu cald. Ce, un tramvai din ăsta, la Iași. Așa, a deraiat? Nu. Când azi? Nu știu, săptămâna, ieri sau nu uite. Da. Dar știți că eu mai mă duc pe calea 13 septembrie și am văzut, zic, cum se mai poate într-o capitală tramvaie de pe timpul împușcatul, care arată că vai mama lor. Zic, cum mai circul, cum te-ai mai lăsat? Că totuși e în București, nu e pe margine, nu e la periferie, nu e pe nicăieri. Cum te-a mai lăsat tramvai? Astea, da, sunt moderne. Dar acolo e unul care nu mai au cabina aia, atâta. Una. Și da, veche de pe timpul împușcatul. Da, da. Cum de nu le schimbă câți bani la capitală europeană, nu? Mai circulă tramvaie de alea de acum 40 de ani.